La solicitarea poliției rutiere, primăria Curtea de Argeș a comandat mai multe denivelări pentru calmarea traficului rutier. Denivelările vor fi montate în curând în apropierea unităților de învățământ pentru a-i determina astfel pe șoferi să circule cât mai prudent. După ce vom face reparațiile la străzi, undeva la începutul lunii viitoare, ca să zic așa, avem vreo 10 denivelări pe care urmează ca împreună cu poliția să găsim amplasamentul lor, amplasamentul ideal, și așa cum am mai zis, o să reușim să mai fluidizăm în sensul bun al cuvântului circulația. Nu de puține ori s-a întâmplat ca profesorii din Curtea de Argeș să sesizeze poliția cu privire la șoferii care obișnuiesc să circule cu viteză mare prin fața școlilor sau liceelor. De aceea, majoritatea limitatoarelor vor fi montate în zona unităților de învățământ pentru prevenirea accidentelor de circulație. Am avut foarte multe reclamații, foarte multe sesizări de la pedagogii, de la profesorii de școală, de la părinți, pentru că, așa cum bine vedem cu toții, se mai circulă cu viteză destul de mare și în jurul acestor instituții. La Curtea de Argeș, primele denivelări pentru calmarea traficului rutier au fost montate în urmă cu 2 ani de zile.